Astăzi, polițiștii rutieri Ieșeni și Pășcăneni au marcat ziua de 8 martie, oferind simboluri ale primăverii doamnelor și domnișoarelor aflate în trafic. Aceștia le-au reamintit conducătoarelor auto că este necesar să respecte regulile de circulație. De ziua femeii, polițiștii rutieri au păstrat tradiția și au oferit flori și recomandări preventive doamnelor și domnișoarelor care s-au aflat în trafic în municipiile Iași și Pășcani. Sunt în siguranță cu centura de siguranță. Așa este. Da? Să începem o primăvară frumoasă. Mulțumesc mult. Vă urăm din partea Poliției Române. Conduceți mult. Prudent, fără evenimente rutiere neplăcute. Mulțumesc mult. Cu centura de siguranță. Sigur că da. Cum vi se pare centrul? Este foarte frumos, într-adevăr. E frumos. Serviciul rutier Iași a oferit flori conducătorilor auto. Recomandăm acestora să respecte normele rutiere și le urăm pe această cale un sincer la mulți ani. Totodată, polițiștii rutieri Pășcăneni au mers la unitățile medicale și au oferit flori femeilor, urându-le o primăvară frumoasă.